Un orădean a rămas blocat în gardul din împrejurul unui stâlp de curent, la înălțimea de 3 metri. Deși nu se știe cu exactitate de ce a ajuns acesta să se cațere pe gard, trecătorii au suspectat că bărbatul a fi încercat să ajungă pe stâlp pentru a se sinucide. La locul faptei au ajuns de îndată mai multe echipaje de intervenție ISU, poliție și jandarmi. Curios, bărbatul a cooperat cu forțele de intervenție și a fost ajutat să ajungă pe pământ în condiții de siguranță. Pompierii l-au dat jos cu ajutorul unei scări culisante, iar ulterior echipajul de terapie intensivă mobilă i-a acordat primul ajutor și l-a transportat la spital, potrivit portalului bihome.ro.